Salut! Numele meu este Bogdan și în următoarele minute vă voi arăta cum să vă faceți o masă de sudură. Bun venit la Black Badger, canalul care vă învață totul despre mobilă, chiar și despre cea de atelier. Pentru început, mi-am improvizat o masă de lucru pe care am prins un opritor simplu. Am tăiat astfel rapid toate bucățile necesare platului mesei mele de sudură. Întreg proiectul a fost realizat folosind țeavă rectangulară de 50x30mm și cu grosimea de 3mm. În descriere veți găsi o listă cu toate materialele pe care le-am folosit pentru această masă. Pregătire pentru sudură, am curățat cât de bine posibil toate piesele. Acest pas este unul foarte important, mai ales atunci când înveți să sudezi, așa cum e cazul meu. Sudura va fi mai calitativă și mai ușor de făcut atunci când ai puține impurități în material. Designul mesei este unul foarte simplu și eficient. Platul de lucru este compus din 3 suporți longitudinali, peste care am sudat 14 bucăți de țeavă rectangulară care alcătuiesc suprafața de lucru. Pentru sudură folosesc un intensiv 1200 și sârmă de sudură Fluxcore. Dacă doriți să știți mai multe despre acest aparat multiproces, întrebați în secțiunea de comentarii și vă voi răspunde acolo. Ca distanțiere, am folosit două bucăți de țeavă rectangulară de 20x20mm. Dacă voi veți folosi masa de sudură pentru proiecte care necesită componente mai înguste, puteți încerca o spațiere de 15 sau chiar 10mm. Prima problemă pe care am întâmpinat-o în construcția acestei mese este reprezentată de faptul că suporții longitudinali s-au curbat semnificativ în urma sudurii. Acest fapt se datorează cantității mari de căldură generată prin sudură și contracției materialului odată ce acesta se răcește. Este un lucru pe care l-am luat în considerare încă de la începutul proiectului și pentru corectarea căruia am două planuri. Primul, care nu a funcționat deloc, iar cel de-al doilea, care a funcționat mult mai bine decât mă așteptam. Pentru început, am folosit alte bucăți de țeavă rectangulară și câteva menghine foarte robuste pentru a îndrepta suprafața de lucru și pentru a suda suportul de pe mijlocul blatului. Am lăsat apoi tot ansamblul prins în menghine și tensionat peste noapte, în speranța că acesta se va îndrepta prin deformare plastică. În dimineața următoare am desfăcut menghinele și am realizat faptul că suprafața mea de lucru este la fel de curbată, așa că am trecut la planul B. Am făcut o serie de tăieturi de eliberare pe 3 dintre laturile suporților longitudinali, astfel încât să pot îndrepta ușor blatul de lucru. Am folosit apoi încă o dată bucățile de țeavă rectangulară și menghinele pentru a îndrepta suprafața.
Pentru o cât mai bună disipare a căldurii, am încercat să sudez tăieturile punctat. Nu am reușit să îndrept perfect blatul, însă acest lucru nu reprezintă o problemă, întrucât toată suprafața va fi montată pe 15 șuruburi de reglaj. Odată terminat blatul de lucru, am trecut la tăierea componentelor pentru picioarele mesei de sudură. Pentru a încerca să mențin cadrul cât mai drept cu putință, am punctat toate componentele, iar apoi am sudat totul de jur împrejur. Cu toate că acest proces este unul destul de îndelungat, este necesar pentru a asigura o bază solidă de pe care putem regla corect planeitatea blatului de lucru. Că această masă de sudură nu este una foarte mare, ea este destul de grea, iar pentru a-i asigura o bună mobilitate, am hotărât să montez picioarele pe roți multidirecționale. Am folosit o bucată de platbandă cu grosimea de 10 mm, din care mi-am confecționat suporții pentru aceste roți. Am sudat apoi suporții pe picioarele mesei și am atașat roțile folosind șuruburi M6. Aici am găurit baza în locurile prin care vor trece cele 15 șuruburi de reglaj cu care voi monta blatul de lucru. Am poziționat apoi blatul și am punctat aceste șuruburi pe suporții longitudinali. M-am asigurat astfel de faptul că șuruburile de reglaj și găurile prin care acestea vor trece corespund perfect. Am întors apoi blatul de lucru și am sudat șuruburile de jur împrejur pentru a le asigura o cât mai mare rezistență.
Datorită designului simplist pe care l-am ales, pentru reglarea blatului nu avem nevoie de nimic altceva în afară de o cheie fixă. Am marcat apoi și am găurit în 4 locuri fiecare din cele 14 bucăți de țeavă rectangulară care alcătuiesc blatul. Acest sistem de găuri va asigura punctele de montare pentru diverse menghine și opritoare pe care le voi folosi pe această masă. Ultimul lucru pe care l-am făcut în realizarea acestui proiect a fost să ramforsez găurile din blat folosind bucăți de țeavă rotundă cu grosimea de aproximativ 4 mm. Mulțumesc pentru vizionare și, dacă lucrurile pe care le-ați văzut astăzi aici vă sunt utile, nu uitați să dați like, share și subscribe. Pe viitor mă gândesc să adaug câteva îmbunătățiri acestei mese, printre care un suport pentru aparatul de sub ură și un scaun retractabil. Rămâneți pe Black Badger pentru că în episodul viitor vă voi arăta cât de simplu poate fi să vă construiți singur un dressing.